Bine v-am găsit la Jurnal de Credință. Vă invit să urmăriți ediția de astăzi, pentru că povestea noastră este o poveste ca de fiecare dată, o poveste frumoasă care vorbește despre Dumnezeu, dar vorbește și despre omul care vine să povestească felul în care îl caută pe Dumnezeu, felul în care Dumnezeu intervine în viața lui și felul în care viața capătă un sens aparte, atât de aparte, încât vrei să povestești tuturor. Invitatul meu se numește Ștefan Floraru, este ofițer, este inginer, este specializat în tancuri și autoparte de senzori și sisteme de comandă și control. Ștefan, bine ai venit la Jurnal de Credință, sună într-un mod în care trebuie să ne traduci ce faci tu în fiecare zi la muncă ca inginer și ofițer în același timp. Bine ai venit! Bine v-am găsit, bine te-am găsit, Beatrice. Mulțumesc pentru invitație, mă simt onorat să fiu astăzi aici, prezent. Cu ajutorul lui Dumnezeu, toate lucrurile sunt posibile. Și chiar mă bucur că pot să împărtășesc experiența mea. Sunt nerăbdător să o fac. Și noi suntem la fel de nerăbdători și cu siguranță vom putea dezvolta și partea ta profesională, dar în mod deosebit partea ta de schimbare, de înțelegere a lui Dumnezeu. De când a început să apară interesul tău pentru Dumnezeu? Suntem aici la Jurnal de Credință să explorăm în primul rând această direcție. Sincer să fiu, căutările mele mai profunde despre viață și despre Dumnezeu au apărut în perioada liceului, în care au fost multe experiențe care inițial m-au degradat și am început să iau contact cumva cu anumite părți și supranaturale, ca să zic așa. Am avut un anturaj toxic care m-a deraiat de pe calea cea dreaptă, de pe calea unui tânăr normal și am început să îmi pun diferite întrebări, dacă este bine ce fac. Eram un căutător al experiențelor, am încercat foarte multe lucruri de dragul experienței, de dragul căutării, ca să văd cum e, să văd ce e, să văd ce înțeleg alți tineri sau alți oameni care fac acel lucru. Am vrut să acumulez cât mai multe experiențe și trăiri în mine ca să, deviza vieții mele de atunci era că cu cât experimentez mai mult, cu atât ai o încriptare lăuntrică și personală mai mare și ești mai dezvoltat, mai evoluat. Eu am fost pasionat de fizică și mi-am pus foarte multe întrebări. Am avut un profesor deosebit în liceu care m-a făcut să iubesc fizica și fenomenologia aceasta a universului și încetul cu încetul m-a apropiat de Dumnezeu. Mi-a deschis mintea ca să înțeleg anumite lucruri, dar am fost cumva agnostic până într-un punct. Am fost agnostic, adică nu credeam până nu vedeam sau ce nu era demonstrat științific. Care era cea mai puternică întrebare de care nu reușeai să scapi? Când te întrebai și vizai supranaturalul. Dacă în spatele acestor lentile fizice pe care noi le purtăm se află o forță sau ceva, o lume nevăzută care are cu totul alte legi, alt fundament decât ce ne putem noi închipui și cum această lume, dacă există, eu credeam că există, dar nu reușeam să-mi explic, pentru că nu cunoșteam narațiunea biblică până la punctul respectiv, cum această lume interacționează cu noi, în ce măsură ne influențează. Îl vedeam cumva pe Dumnezeu ca o forță impersonală care ținea universul în echilibru și intervenea doar atunci când era absolut necesar. Nu m-aș fi gândit vreodată că lui pasă de mine, cu adevărat, o furnică. Și cum a continuat această căutare și acest interes pentru supranatural? După cum spuneam, în valul experiențelor tinerești care caracterizează lumea în care trăim, din păcate, am avut o perioadă de degradare foarte mare, morală, spirituală și fizică, din cauza acestui anturaj, din cauza practicilor necurate și nesănătoase pe care le aveam. Eram un pasăre de noapte, mergeam la petreceri, aveam vicii foarte multe, fumam, beam, astfel de lucruri, mergeam în cluburi, totul, muzică, încercasem tot felul de combinații de experiențe.
Erai fericit? Uneori, pe moment, într-un moment anume, puteam să spun că exaltarea acelei clipe mi-aducea un soi de satisfacție, dar am conștientizat că cu timpul, de fiecare dată când se oprea intensitatea acelui moment, a doua zi eram mult mai nefericit decât înainte. Trebuia să o alimentez constant, nu era ceva natural. Se simțea că era artificial, tocmai de asta nu mi s-au oprit căutările la punctul respectiv, deși unele lucruri îmi plăceau să le fac și îmi dădeau o siguranță așa, dar am fost mai aventurier, am riscat foarte mult, am făcut și lucruri care nu sunt tocmai legale. Okay. Să mergem mai departe, unde te-a dus drumul acesta al căutărilor? Păi această experiență s-a întins cam până la finalul liceului și începutul primului an de facultate, în care Dumnezeu m-a prins de mână și mi-a descoperit faptul că El este iubire, El este dragoste, Lui îi pasă de mine. Aici a fost primul punct în viața mea când era să-mi pierd cariera și viitorul. Nu pot detalia mai multe lucruri, dar am avut o cea mai neagră perioadă personală din viața mea și cea mai intensă, în care L-am căutat pe Dumnezeu din toată inima mea și am zis: Doamne, dacă Tu existi cu adevărat, trebuie să mi te arăți și trebuie să mă ajuți, pentru că altfel eu o să-mi dezamăgesc familia, o să-mi dezamăgesc părinții și o să-mi ratez viitorul. Și de lucrul ăsta mi-a fost întotdeauna cel mai frică. Dintre toate temerile mele, cea mai mare dintre ele era faptul că o să îmi dezamăgesc părinții, familia. Eu eram văzut, adică eram destul de bine, am reușit tot timpul să-mi mențin această viață duală, ca să zic așa. Pe de o parte am învățat întotdeauna foarte bine, n-am avut media 10 la purtare și n-am avut probleme de școală. Dar în spate erai de fapt o altă în persoană spate eram care făcea altcineva, cu totul da. Altceva. Da, eram în perioada asta din liceu. Și nimeni nu știa decât tu știai asta. Da, eu, prietenii mei și cine mă mai vedeau, probabil anumiți vecini, sau mereu mi-era frică să nu mă părască părinților. Ei, vă dați seama, părinții și-au dat seama de anumite lucruri și schimbări care au avut loc în viața mea, dar iubindu-mă m-au lăsat mai liber și mi-au permis să fac anumite lucruri, pentru că educația pe care mi-au oferit-o, pentru care îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ea, pentru părinții mei, m-a ținut cumva în limite, în anumite limite, adică n-am exagerat prea mult cu asta. Bun, hai să vedem ce a urmat în căutările tale, în experiența ta, unde ne duce drumul acesta. Drumul continuă cu faptul că am reușit să, după ce a trecut perioada asta neagră din viața mea, am reușit să intru la facultate, la Academia Tehnică Militară. Mi s-a părut o carieră foarte aventuroasă, o îmbinare dintre ceea ce iubeam eu, pasiunea mea, care era fizica și universul și rațiunea, cu partea asta militară interesantă, în care nu toată lumea are acces, care mă gândeam că o să-mi ofere o viață palpitantă la vremea respectivă. Și am acceptat provocarea aceasta, deși mulți nu au crezut în mine și au zis că n-am ce căuta acolo, că eram poate mai imatur sau indisciplinat în felul acela militaros, cu totul la punct și virgulă, la minut. Chiar mă gândeam, cum de nu te-ai gândit la asta, că înseamnă rigurozitate armata. Da, am avut multe surprize, am trecut prin multe experiențe care m-au învățat, m-au zguduit și m-au învățat, dar cea mai mare dintre ele, cea mai mare și cea mai puternică revelație pe care am avut-o, culmea, înainte să cunosc credința, să-L cunosc personal pe Domnul Iisus Hristos, a fost faptul că Dumnezeu nu este o forță impersonală, ci este dragoste, însăși dragoste, este Cel care se gândește la noi și îi pasă de noi și este pentru noi, ne vrea binele și nu vrea să fim distruși, deși noi uneori ne distrugem cu propriile mâini și alegeri. Ne apropiem de momentul acesta în care și tu te apropii în experiență de dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Cum s-a întâmplat întâlnirea ta cu Dumnezeu? Păi a sunat în felul următor: Doamne, dacă Tu mă ajuți și mă scap din această gaură, din acest canion în care mă aflu,
Eu toată viața mea o să cred în tine că tu existi, cel puțin că tu existi, că tu ești bun și că o să-ți mulțumesc în fiecare seară a vieții mele pentru că tu m-ai salvat și nu ai lăsat să-mi ratez viața și viitorul și să-mi dezamăgesc părinții. Aici a început totul. Și de aici m-am ținut de cuvânt, nu l-am uitat pe Dumnezeu niciodată de atunci până astăzi. Asta s-a întâmplat acum 5 ani sau 6 ani, în 2017, când am absolvit liceul și am intrat la facultate. Și Duhul lui Dumnezeu m-a cercetat, m-a transformat, m-a șlefuit și m-a pregătit. Tocmai abia peste încă un an, în 2018, în decembrie, când în urma altei experiențe am ajuns la concluzie, am primit revelația și convingerea că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și este Mântuitorul omenirii, că există forțele acestea binelui și răului care se confruntă pentru noi, se luptă pentru mintea noastră, pentru sufletele noastre și că noi oamenii suntem cei care pot alege de ce tabără aparțin, că invitații sunt din ambele părți, dar noi alegem. În ce context s-a întâmplat asta? Păi, într-o zi mă aflam într-un mijloc de transport în comun și m-am întâlnit cu mama unui foarte bun prieten din copilărie. Am fost cei mai buni prieteni când eram mici. În perioada liceului am pierdut legătura. Fiecare s-a dus în drumul lui, cu anturajul lui, și familia aceasta este adventistă. Și am văzut-o pe mama lui că era foarte abătută și tristă, necăjită. Țin minte întâlnirea dintre noi, că ea nu este specificul ei, e mereu veselă, cu zâmbetul pe buze și foarte mai copilăroasă, așa, mai veselă tot timpul. Și mi s-a părut ciudat, adică nu ne-am mai văzut de atâta timp și acum ești în felul ăsta. Și am abordat-o și am comunicat, am vorbit și în urma discuției eu i-am spus că eu știam că e cumva cu Dumnezeu, nu știam alte religii decât ortodoxă și catolică până la momentul de față. Nu am fost o persoană religioasă, nu înțelegeam practicile, tradițiile, lucrurile astea, vorbeam de numele Domnului Iisus Hristos doar de Paște, când ciocneam ouă roșii și ziceam Hristos a înviat și adevărat a înviat, și de Crăciun când colindam și ziceam azi Mesia s-a născut și tot felul de colinde pe care le consider bune. Dar rest, pe tot parcursul anului nu aveam nicio treabă cu Dumnezeu, nu mă rugam, nu... Eram departe de el. Dar știai că ea are ceva cu Dumnezeu. Da, ea știam că... Nu știam ce religie, nu aveam treabă. Știai, nu știam care, de protestanți. Știe, da, pe Dumnezeu. Da, știam că... Da. Bine, dar erați într-un mijloc de transport și ea era și într-o zi proastă. Da, și am spus lucrul ăsta și a rămas impresionată și a spus un lucru interesant și anume: Doamne, ce frumos lucrează Dumnezeu. Eu nu l-am înțeles atunci. Probabil și-a dat seama deja cum eram cercetat de Duhul lui Dumnezeu și mi-a zis, mai vină și vizitează-l și pe băiatul meu, pe prietenul meu David, îl cheamă, că nu e prea bine și știu că voi vă întâlneați, erați ca frații când erați mici și n-ai mai fost tu pe la noi, n-ai mai dat niciun semn, nu ne-am mai vorbit, vină să-l vezi. Și așa a început, am reluat legătura cu el și... Nu l-am găsit într-o stare prea bună, el a deraiat ceva mai rău decât deraiasem eu, chiar îngrijorător, pentru că, spre deosebire de mine, la el era o combinație între spiritual, supranatural și fizic, adică la mine era doar fizic, adică îmi degradasem sănătatea fizică și mentală din pricina practicilor și vicilor pe care le aveam, la el era mai mult de atât. Și asta am înțeles, pentru că Dumnezeu a lucrat prin el și la... Adevărul este că eu așa am perceput, asta e experiența mea, că a fost un antiexemplu pentru mine, din păcate. Adică când eram copii, el era cel mai radiant om pe care îl știam, era super deștept, era super carismatic, vertical, un gentleman, un cavaler. Avea un bun simț extraordinar, o generozitate ieșită din comun, o inteligență nativă, era înzestrat cu tot felul de talanți minunați pe care Dumnezeu ar fi putut folosi spre slava lui.
dar a fost atras de partea asta întunecată și a căzut și Satana l-a degradat enorm de mult. Și eu când am văzut lucrul ăsta, nu am putut să-mi explic la nivelul respectiv. Țin să menționez că atunci eu nu credeam în lumile astea, nu credeam în îngeri, în demoni, în partea spirituală a lumii. Cream în Dumnezeu că e ceva mai mult decât pot eu să înțeleg, dar nu aveam niciun alt detaliu. Dar când am văzut în familia lui ce se întâmplă și cât de mare era și intensă lupta să trăiești acolo în mijlocul văpăilor, să vezi manifestându-se forțele acestea atât de clar, atât de clar, am avut o mare revelație și un șoc și două zile am fost... Marcat, nu mai puteam să mă concentrez la facultate. Țin minte că eram la cursuri, la un profesor foarte important și foarte impunător, ca să zic așa, și eu nu reușeam să mă concentrez, nu reușeam să scriu, nu reușeam să fac nimic. Tot ce reușeam să fac era să stau treaz și să mă gândesc acolo, la ce am realizat că există în lumea asta și care este miza, de fapt. Ulterior, mama lui David mi-a vorbit din Biblie. Țin minte că suferea foarte mult și eu am ținut foarte mult la dumnea ei, pentru că era un suflet nobil și sincer și luptător, lupta foarte mult pentru familia ei, familistă, convinsă și foarte credincioasă. Vorbea foarte frumos despre Dumnezeu, lumea numai prerogative de laudă frumoase, că este bun și cum e Dumnezeu bun, nu vezi prin ce treci. Și da, mi-a vorbit din Biblie și am avut tot așa o revelație în perioada aceasta, 2018-2019, că am avut cele mai multe revelații din viața mea și descoperiri. Și am crezut în ele și le-am și cercetat. Nu sunt adeptul teoriei crede și nu cerceta, niciodată n-am fost. Sunt adeptul teoriei devizei crede și cercetează. Pune la încercare ceea ce crezi, să vezi, să te convingi că este adevărat. Că adevărul lui niciodată nu-i va fi rușine sau frică să fie pus în lumina reflectoarelor. Eu mă consideram un om bun, o persoană bună, și am zis, eu vreau să fiu un tabăr a binelui. Dacă Dumnezeu este bun, asta nu știu încă sigur, adică știam de fapt că era bun, și am zis, eu cred că Dumnezeu este bun și eu vreau să fiu cu El, orice ar însemna asta. Orice ar presupune ca eu să fiu cu Dumnezeu și să fiu un tabăr a binelui, de ce? Pentru că am avut acest antiexemplu care am văzut cum era când era cu Dumnezeu și cum a ajuns când l-a respins pe Dumnezeu și nu l-a mai iubit, nu a mai ascultat de El. Am zis, pentru mine este evident, este rațional, este logic, nu găsesc alte explicații. Nu sunt doar alegerile Lui care l-au adus în punctul ăsta, ci este și faptul că nu-L mai ascultă pe Dumnezeu. Și am zis, eu vreau să fiu cu Dumnezeu, ce ar însemna asta, nu mă interesează. Sunt dispus să pierd și să mi-asum orice risc și să pierd orice și să renunț la orice ca să fiu în tabăra cea bună, în tabăra binelui. Pentru că binele este, asta era deviza mea, binele se învinge întotdeauna. Așa e. Apoi a urmat la scurt timp faptul că după ce am fost și la biserică, m-a adus mama lui la Brâncoveanu, unde sunt și membru astăzi, m-am botezat acolo, și la 1 decembrie, de unde sunt eu, am avut foarte multe întrebări, adică și până în punctul respectiv am vorbit și cu preoți, am mai fost la Biserica Ortodoxă să mă conving de anumite lucruri, să vorbesc cu oameni, să fac anumite practici ca să-mi confirme experiența reală a lui Dumnezeu. Și nu am fost satisfăcut, atâta pot spune, absolut deloc nu am fost satisfăcut, aveam unele lipsuri, unele piese lipsă de puzzle, ca să zic așa, pe care Dumnezeu mi l-a descoperit și mi l-a completat într-un tablou foarte frumos, slăvit să fie numele Lui, aici. Și următoarea revelație a fost că Biblia, Sfânta Scriptură, este cuvântul lui Dumnezeu, este adevărul, este perfect suprapozabilă cu toate teoriile și afirmațiile pe care le face, nu se contrazice niciuna dintre aspectele ei și este adevărul. Deci, practic, tot ce citeam ulterior în Biblie, credeam, pur și simplu credeam, pentru că a fost principiul ăsta pe care mi l-a descoperit Dumnezeu, că tot ce zice în Biblie e adevărat. Avea sens pentru mine, Dumnezeu mi-a vorbit într-un limbaj atât de logic și clar, încât totul avea sens. Și sabatul, spre exemplu, a fost chiar unul dintre primele puncte de temelie care m-au făcut să înțeleg
că de fapt asta e lupta, totul se rezumă la Dumnezeu, totul e despre Dumnezeu, lupta răului sau așa este față de El. Și că are sens ca El să aibă o zi a Lui pusă deoparte în care făpturile Lui create de El să se întâlnească și să-L laude, să-L recunoască, să-I mulțumească, să aibă un timp de părtășie special cu El. Mi s-a părut evident. Și tot așa, urmând cursul logic, au fost enorm de multe întrebări. Am avut întrebări, am stresat pe pastorii și frații de acolo, de la biserică, o perioadă destul de mare de timp, până când am conștientizat că nu era suficient ceea ce făceam. Trebuia să-mi schimb viața. Aici a fost declicul, pentru că eram deja în anul al doilea de facultate, la momentul despre care vorbesc acum. Și dacă în primul an de facultate, când timpul dintre experiența pe care am menționat-o cu faptul că Dumnezeu mi-a descoperit că este dragoste și este bun și pasă de mine de la finalul liceului, de la când am intrat la facultate, primul an, nu am avut schimbări prea mari, doar mă rugam, atât, nimic altceva. În rest, continuasem stilul de viață de duplicitar și viciat, ca să zic așa. Și în anul 2, în primul an am fost integralist la facultate, ceea ce era o mare lucru pentru mine, iar ca să înțelegeți și să înțeleagă și cei de acasă cât de intensă și cât de clar a fost schimbarea și experiența mea, în anul 2 de facultate am avut 8 restanțe, nu știu câtă lume știe, nu știu, foarte multe persoane, sigur, 8 restanțe, ceea ce m-ar fi dus în postura de a fi exmatriculat din pricina numărului scăzut de credite. Dar adică, ce s-a întâmplat? Când l-am primit pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal, am zis, a fost așa un șoc pentru mine, pentru că setul meu de valori s-au schimbat radical. M-am aflat în poziția unei mari alegeri și a două sisteme de valori, ceea ce știam eu până la momentul de față și ceea ce vedeam cu ochii credinței pe care mi deschisese Bunul Iisus. Și l-am rugat pe Iisus Hristos să fie mântuitorul meu în iarna aceea, în sesiunea aceea am picat toate examenele pentru că doar unul singur l-am trecut pentru că îmi plăcea foarte mult materia și am zis de dragul profesoarei care era și îndrumătoare de grupă, aveam așa o simpatie, să zic, față de dumneaei, am trecut examenul acela, rest pe toate l-am picat, am avut 5 sau 6 restanțe, am plecat deja cu ele. Am fost în acea sesiune, acea perioadă, într-o meditație profundă și nu făceam mai nimic altceva decât să mă gândesc ce o să fac, pentru că trebuie să-mi schimb toată viața, pentru că eu nu pot să duc lucrurile mai departe în felul ăsta și nu știam cum să fac. Eu am înțeles că eu nu pot să continui să am aceiași prieteni, nu pot să continui să fac aceleași lucruri, nu pot să continui și chiar cu facultatea m-am pus întrebare, bă, ce fac dacă în viitor o să fie sistemul ăsta care chiar o să îi prigonească pe noua mea familie spirituală pe care o acceptasem prin credință și o să-mi pună credința la încercare și eu nu pot să susțin treaba asta, adică simpla mea prezență în acest sistem mi se părea o amenințare cumva la adresa lui Dumnezeu și la adresa integrității mele spirituale, noii mele identități cu care rezonam și pe care am primit-o. Și ce fac? Și m-am rugat foarte mult, cât știam și eu. Și am hotărât să merg înainte. Să merg înainte așa, pentru tot de dragul părinților mei. Întotdeauna a fost lupta aceasta și de dragul părinților mei care nu ar fi înțeles să alegerile mele. Să tot așa cum erai obișnuit, nu? Cu ale tale. Nu. Sau cu schimbarea. Cu schimbarea, dar nu atât de radicală. Nu așa de radical. Adevărul e că tu trăi atât de intens exact. Întâlnirea cu Dumnezeu, întâlnirea cu Scriptura, întâlnirea cu adevărul Lui. Rar mi-a fost întâlnit să văd un om care pur și simplu se oprește, pentru că asta ai făcut în anul 2. Te-ai oprit și ai spus, Doamne, ce este asta? Normal că
contemplând la Dumnezeu și la Scriptură și la adevăr, ai pierdut ritmul facultății și așa se explică restanțele. Înțelegem. Bun, și atunci ai spus, lasă-o să o iau puțin mai moale. Se putea, ai reușit să o iei mai încet, a mers mai bine. Adică ce înseamnă mai bine? Da, ce înseamnă să încetinești ritmul? Exact asta s-a întâmplat. Dumnezeu m-a călăuzit întru totul. El a avut milă de mine, m-a prins ca într-o plasă, așa, eu eram în derivă, cădeam și El și-a întins mâna iubitoare și m-a prins. Te-a prins în sensul, ți-ai luat examenele? Nu, în niciun caz, nu în felul ăla. În felul ăsta. Nu. Cum aș putea descrie mai bine decât prin faptul că L-am lăsat la cârma vieții mele. Eu am zis, eu merg așa și eu ascult de ce zice El și ce îmi descoperă El. Am avut nevoie de o experiență cu Dumnezeu din aproape în aproape, ca să pot să înțeleg, să-mi vorbească în timp real, că altfel nu aveam nicio șansă. De ce? Pentru că eu am fost și sunt genul de om care nu se mulțumește cu jumătăți de măsură. Totul sau nimic sunt. De aceea am fost mai radical în anumite alegeri și m-am dus până la capăt. Nu am acceptat să primesc sau să trăiesc în anumite minciuni sau în anumite zone în care nu simțeam că aparțin. Și l-am lăsat să mă călăuzească. Am zis, continui, dacă am început ceva, continui. Dumnezeu mi-a vorbit în fiecare... Am început să merg la biserică deja. Era un efort extraordinar de mare pentru mine, pentru că eu nu dormeam în timpul săptămânii. Și mă trezeam dimineața că era armată și aveam cursuri și după masă aveam activități administrative, eram terminat cu somnul și cu oboseala și cum ar mai fi însemnat să mă trezesc și în sabat, sâmbătă dimineață, să merg la biserică. Pentru Domnul am făcut efortul acesta și când... De fiecare dată când s-a putut să merg la biserică, am mers la biserică și Dumnezeu îmi vorbea personal. Adică ce citeam în Biblie sau din cărți, am primit cărți de la mama lui David, mi-a dat să citesc, mi-a explicat, țineam legătura în tot acest timp, am fost foarte aproape de ei. Și cam acolo am învățat foarte multe lucruri. Și îmi vorbea Dumnezeu și înțelegeam ce citeam, explica la biserică. Ce explica la biserică citeam ulterior și mă convingea prin practică. Apoi a urmat o altă perioadă, am fost bombardat tot anul 2, am fost efectiv bombardat. A murit bunica mea, care m-a crescut și țin minte că eu eram atât de umil, deci... Eu pur și simplu mă dezisesem de mine, nu mai consideram că însemn nimic și că sunt nimic. Știam că Dumnezeu e totul. Și eram așa ascultător și îmi părea rău pentru bunica mea care era bolnavă și am suferit foarte mult, dar am privit întotdeauna către Dumnezeu și am simțit nevoia să-i mărturisesc despre Iisus, ceea ce nu mai făcusem până atunci, pentru că o perioadă de timp am ținut cumva ascuns în mine treaba asta, cu zbuciumurile mele, pentru că era șocul prea mare, era prea brusc totul și eu nu simțeam că am suficient temelie ca să pot să le spun și alor mei să împărtășesc treaba asta. Ei nu prea erau de acord că mergeam așa, dar le-am zis, vreau doar și eu să caut, să văd despre ce e vorba, să răspund la anumite întrebări de personale, de existență, de Dumnezeu. A fost un an foarte intens și foarte greu, dar un an care te-a dus aproape în pragul exmatriculării. Exact. Hai să vedem. Ce scuze. Da. După acest șoc cu bunica mea, a urmat următoarea sesiune. Deja eu mă dresesem, mă reglasem puțin, acceptasem că trebuie să continui acest lucru, această facultate pe care o începusem. Începusem să mai iau din examene. Începusem să merg la clasa de pregătire pentru botez. Îmi doream să mă botez. Eu am vrut să mă botez ca pe famenul etiopian, cum l-a botezat Filip. Ce mă împiedică să fiu botezat? Dacă cred în Hristos, vreau să fiu mântuit.
Dar am urmat clasa de pregătire, am înțeles mai multe lucruri, Duhul lui Dumnezeu m-a șlefuit, m-a învățat și cu... În a doua sesiune am fost mai bine, am mai rămas cu... Am avut vreo 8 restanțe în total sau 10 și am rămas cu 8, cu 7, nu mai știu, ceva de genul. Ideea e că la finalul fiecărui an aveam vreo 3 săptămâni de practică și în acea perioadă am fost la practică 3 săptămâni, una la Pitești și două la Târgoviște și a fost o experiență extraordinară că mi-am luat brevetul de mecanic conductor și am condus tancuri și alte autovehicule militare însă îmi părea cumva rău că am pierdut grupa de botez atunci. Eu voiam să mă botez și am pierdut grupa de botez, a trebuit să fiu acolo. Și am simțit mâna lui Dumnezeu cum a fost cu mine tot timpul. A fost un șoc și pentru cei din jurul meu și pentru colegii mei, pentru că îmi schimbasem valorile. Adică într-un timp foarte scurt nu mai înjuram, nu mai vorbeam urât, nu mai aveam anumite glume. Aveam o atitudine umilă și smerită, nu mă mai supăra nimic, putea să-mi zică oricine, orice, să mă judece sau să mă jignească, nu mai aveam niciun sentiment sau un resentiment de ură, eram golit, mă simțeam golit de mine și aveam gândul ăsta că eu trebuie să mă micșorez și el să crească. Eu nu mă mai consideram pur și simplu nimic și așa că nu avea de ce să se mai agațe. Am fost cumva prigonit și persecutat puțin și de colegii mei cu anumite vorbe, anumite bagiocuri și anumite lucruri. M-am lăsat și de băutură, de alcool, n-am mai pus alcool în gură de atunci niciodată. Pentru că am înțeles că este bine și că Dumnezeu vrea asta. Zic, Doamne, dacă Tu vrei și Tu zici în Biblia asta, eu nu pun la îndoială, nu pun întrebări că de ce și în ce fel. Și nu, zice, nu e bun, nu e bine să bei, nu beau, nu e bine să fumez, nu fumez. Ulterior am realizat că obiceiurile pe care le-am practicat atât de mult timp au avut un impact destul de mare și mai cădeam, dar mereu eram mustrat, adică am mai căzut de câteva ori, am mai fumat cel puțin, dar în cel mai scurt timp Dumnezeu m-a ajutat să mă las și de asta și de alte practici pe care le făceam în trecut. Și după grupa aceasta de botez s-a schimbat pastorul care era fratele Viorel Dima și a ieșit la pensie și a venit la Brâncoveanu, acolo frecventam biserica, a venit fratele Mădălin Avramescu și el este și cel care m-a botezat ulterior. Și se ocupă foarte mult de tineri, îl cunoaște, da. Și cumva a găsit pârghiile acelea să ajungă la inima ta și să te ajute să depășești și să ai răspunsuri la întrebări. Da. Cu siguranță, drumul acesta a dus către alte experiențe deosebite. Ajută-ne să le vedem și pe celelalte. Ai luat decizia pe care o ia în general orice om care se întâlnește cu Isus, vrea să calce pe urmele lui Isus și spune, vreau să fac asemenea lui. Iar un moment important este cel al mărturiei prin botez, prin scufundare, la maturitate. Cum a fost decizia asta pentru tine? Decizia a apărut clar și categoric încă de la început, pentru că am avut fundamentul revelației biblice și modelul lui Iisus, care el s-a botezat la maturitate, nu când avea 3 luni. Și tu când ai făcut lucrul ăsta? Eu l-am făcut la vârsta de 22 de ani. Eu la 20 de ani l-am primit prin credință pe Dumnezeu, la 21, de fapt, 2018, acum am 24 și a durat destul de mult botezul. Eu mă simțeam pregătit încă de atunci, adică din anul 2. Botezul a avut loc tocmai în anul 3, dar Dumnezeu a pregătit calea într-un mod minunat. În tot timpul ăsta am avut foarte multe experiențe, foarte multe mărturii, foarte multe prigoane personale din partea și cadrelor. Ei nu știau, dar Satana știa în tot acest timp și se folosea de ei ca să-mi produc anumite greutăți și dificultăți. Nu condamn pe nimeni. Mulțumesc Dumnezeu pentru
fiecare experiență în parte și fiecare persoană în parte. Care a fost cea mai grea situație pe care ai traversat-o în noua identitate? Eu știu răspunsul, dar vreau să, pentru că n-ajung natural la răspunsul acesta, vreau să-l provoc de la tine. Personal consider că cea mai puternică și cea mai grea experiență a fost responsabilitatea care era în conștiința mea că eu sunt Fiul lui Dumnezeu, că El e Tatăl meu și că eu îl reprezint pe Hristos. Și eu mă uitam la mine și nu îndrăzneam să vorbesc cuiva despre Hristos și despre lucrurile pe care le-am descoperit în felul ăla, pentru că eram suficient de pregătit. Și cum să îndrăznesc eu un păcătos? Eu încă eram împrins în această pocăință, în acest sentiment profund că sunt păcătos și că am trăit 20 de ani în întuneric și m-am născut de puțin timp și că nu-mi permit eu să vorbesc despre lucrurile acestea. Cine sunt eu să vorbesc despre astfel de lucruri și să le zic altor oameni că fac anumite lucruri când și eu le-am făcut și sunt mai păcătos decât ei? Da. Eu încercam să le justific de ce am ales și ce am făcut eu ca să ajung în punctul respectiv. Adică ei mă întrebau ce s-a întâmplat cu mine și eu doar le spuneam, nu încercam să-i conving de nimic. Încercam doar să-mi iau apărarea și să-mi justific schimbarea prin intervenția aceasta miraculoasă a lui Dumnezeu în viața mea. Și am ajuns și la momentul botezului. Dumnezeu a făcut, eu trebuia să mă botez singur, eu terminasem pregătirea în iarnă, în februarie, dar eram singurul care era acolo la pregătirea pentru botez și am mai așteptat și pe ceilalți din cealaltă grupă să fim mai mulți, așa mi s-a zis. Eu știu că tu ești pregătit, știu că ești un băiat plin de râvnă, știu că îți doresc să te botezi, dar nu ar fi potrivit acum, mai așteptăm să termine toate aceste lucruri. A fost și pandemia, a venit și pandemia între timp, s-au aglomerat toate cu toate și Dumnezeu a rânduit în înțelepciunea Lui ca botezul să aibă loc chiar de ziua mea de naștere. Chiar de ziua mea de naștere, în vară, în mijlocul verii. Și te-ai botezat. Eu mă așteptam, când am pus întrebarea, să-mi spui că erai de două ori să pierzi facultatea. Să plătești și niște daune de vreo 10.000 de euro, de vreo 6.000 de euro, adică aveam mult aici pe listă. Da. Așa, tranziția ta, spui, a fost destul de nevoioasă și da, am putut vedea câtă tensiune sufletească. Pentru că e foarte greu să explici în câteva cuvinte, în 50 de minute, da, ce s-a întâmplat în câțiva ani. Noi comasăm, practic, experiența, da, ta din câțiva ani. Și sunt, desigur, și toate emoțiile acestea care ne încurcă câteodată, dar realitatea e că n-a fost ușor pentru tine. Și nu pentru că urma să te desparți de o viață pe care nu o mai doreai, ci însușirea noilor valori, asta era deja ceva mai greu. Și pentru că tu erai obișnuit să joci la dublu, da, aici nu ai fi exact vrut să joci la dublu. Bun, ai terminat însă facultatea, asta este extraordinar, pentru că astăzi ești, scriam, inginer, ești ofițer, ai un loc de muncă. Cum e viața ta acum, povestește? Pentru că până la momentul la care a venit botezul, împărtășirea acestei decizii cu toată lumea, am înțeles, a fost multă tensiune pentru tine. Dar cum este acum? Cum ești acum? Când pe burtieră scrie inginer, ofițer, ai un loc de muncă, în sfârșit toată lumea știe cam de partea cui ești, cum te simți acum? Cum pot să declar cu toată inima și cu toată bucuria faptul că sunt un om fericit, sunt un om împlinit, mă simt foarte bine, știu în cine cred și sper, știu cine la cărma vieții mele, am absolvit această facultate nu prin meritele mele, ci prin meritele Lui. Tot ce am primit și tot ce sunt prin meritele și harul Său, al lui Dumnezeu. Știu că El are un plan cu mine și că nu este întâmplător unde sunt acum. Mi-a dat o poziție foarte bună. Eu nu consider că am făcut ceva pe drept, că am terminat facultatea, dar da, într-adevăr, trebuia să fiu exmatriculat de două ori, o dată pentru numărul mare de restanțe. Revin un pic, în anul 2 am lucrat toată vara ca să pot să-mi iau restanțele și Dumnezeu a făcut o minune, am rămas doar cu una cu care puteam să trec în următorul an.
Apoi, în anul 3, după ce m-am botezat, tot cu aia am rămas, deci am luat celelalte examene, am mai avut restanțe între timp pentru că pierdusem fluxul, ca să zic așa, dar am luptat, am muncit foarte mult, am învățat foarte mult și m-am zbătut și tot din cauza acestei restanțe am luat-o din ultima încercare. O restanță, o materie foarte, foarte grea, colegii știu despre ce e vorba, termotehnică și motoare termice, asta era materia și... am luat-o, am ajuns în anul 4, nu am mai trebuit să-i pun pe ai mei la plată, am răsuflat ușurat că am ajuns și nu m-au... Ai mei nu cred că știu treaba asta, că era să fiu... aflat de la televizor. Da, nu-i nimic, așa mi-am și propus. Și nu doar ei, chiar și cine se va mai uita să știe că Dumnezeu nu lasă pe cel credincios de izbeliște niciodată. Iapoi, în anul 4, din pricina pandemiei, a trebuit să recuperăm practica, cele de la finalul fiecărui an, practica din anul 3, că a fost lockdown și n-am putut să o susținem și cei de la conducerea facultății au hotărât că ea să fie pusă sâmbătă, timp de 6 săptămâni, sâmbătă. Și aici are o experiență foarte puternică, foarte mare, că Dumnezeu m-a ajutat să pot să păzesc sabatul. Eu n-am intrat și am fost amenințat că o să fiu exmatriculat și toate cele. Eu am făcut demersuri legale, am depus raport pentru a-mi păzi libertatea de conștiință, că eu susțin sabatul și păzesc porunca patra lui Dumnezeu. Aceasta este conștiința mea și că nu o să particip și că solicit să recuperez în altă zi. Și... am primit rezoluție negativă, deși raportul acela m-a ajutat cineva care știa legile foarte bine, fratele Viorel și Dima, și totuși am primit rezoluție negativă cu care a invocat diverse motive, că alți colegi de ce nu și poate avem colegi musulmani, ei de ce nu zic ca vinerea să nu participe la curs, sau ortodoxi, de ce nu zic duminica că e zi de odihnă și să nu facem nimic activități administrative și așa mai departe. Eu am insistat, am făcut niște demersuri mari, am fost primul în nu știu cât timp care a solicitat înaintare la comandant, adică să mă întrevăd cu dumnealui și să-i explic care e situația și ce anume cer mai exact. Că nu era ceva absurd ce ceream și am zis, Dumnezeu a lucrat în așa fel încât să primesc înțelegerile pe parte militară, dar pe parte universitară trebuia să mă înțeleg cu profesorii și aici a fost o mare problemă. Dar m-a ajutat o doamnă profesoară să pot să păzesc și sabatul și să merg la biserică, adică eu am fost la biserică sâmbetele acelea și am făcut ce făceam în sabat, studiam Biblia, mă rugam, mă odihneam, făceam bine, vizitam la spital persoanele bolnave și am recuperat ulterior și mulțumesc Dumnezeu și mă rog pentru aceste persoane prin care au lucrat ca ulterior Dumnezeu să pregătească calea pentru al doilea cel mai fericit eveniment din viața mea. Primul, cea mai fericită zi din viața mea a fost ziua botezului, când m-am botezat și am făcut oficial schimbarea care era în inima mea, am oficializat-o prin actul botezului. Asta a fost cel mai fericit și va rămâne totdeauna cea mai fericită și bucuroasă zi din viața mea. Al doilea a fost când am terminat facultatea și am știut că o să-mi fac părinții mândri și am știut că Dumnezeu a rânduit toate lucrurile. Și de 2 ani muncesc, am fost repartizat în Focșani, la unitate militară și sunt foarte bine acolo, mi-a dat o poziție bună domnul acolo și îi mulțumesc. Și între timp ai învățat să cânti și la bloc flăte. Da. Și vrei să ne cânti și eu ceva care ai compus chiar tu. Da. Te rog. Este momentul, nu? Este momentul. Ok, bine. După care facem, ne luăm la revedere. Am înțeles. Ok. Ce vrei să ne cânti? Am compus această piesă rugându-mă lui Dumnezeu și dorindu-mi ca să mă manifest în acest fel. Când și la cor, adică am înțeles că lauda la adresa lui Dumnezeu este foarte importantă și te ajută în orice moment și Dumnezeu a lucrat în așa fel încât să trimit o persoană care să mă ajute să mă învețe la bloc flote și să-mi ofere această oportunitate. Am participat și la festivale
în orchestră, adică într-un timp foarte scurt. Mi-a dat această capacitate și bucurie. Și... Și eu zic să cânți. Da, și e timpul să cânt. Okay. Se cheamă Duh Preasfânt. Mulțumim mult. Și ultima întrebare, și cu asta încheiem, motoul tău în viață sună foarte fizic, matematic, foarte interesant. Într-adevăr, da, motoul meu în viață nu poate fi separat. Sunt două pe care le se întrepătrund, și anume, unu, la puterea 1000 rămâne tot unu, însă unu la puterea 1,01 la puterea 1000 reprezintă 20.959,15. Ba chiar 1,001 la puterea 1000 înseamnă 2,17, ceea ce reprezintă că oricât de mic efort ai depune pentru a face ceva, este mult mai bine și mai eficient decât a nu face nimic în privința respectivă. Este corelat cu faptul că Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă, că tot timpul am auzit întâmplarea aceasta, această vorbă, și se îmbină cu cealaltă parte a motoului meu, și anume, a positive attitude leads to positive outcomes, adică o atitudine pozitivă întotdeauna va aduce rezultate pozitive și optimiste. Cred că asta a fost micul tău secret de a ajuns până aici. Eu aș vrea să-ți mulțumesc foarte mult, Ștefan, că ai fost împreună cu noi, că ai împărtășit experiențele tale, toată tensiunea prin care ai trecut. Te felicit pentru drumul pe care l-ai ales și sunt convinsă că ceea ce simți acum, nu doar prin muzica pe care ne-ai gândat-o, ci prin toate experiențele pe care, de care te bucuri la momentul acesta, cred că poți spune a meritat efortul. Și cred că cel mai mult este că ai o poveste cu Dumnezeu. Și când ai o poveste cu Dumnezeu, vii aici la jurnal și o spui. Eu sunt încântată, fascinată de curajul unor oameni care chiar au ce să pierdă când iau decizii serioase pentru Dumnezeu. Iar Ștefan nu a vrut să trăiască la dublu, nu a vrut să se joace. A preferat să stea, să amâne, să plătească anumite costuri pe care nu e ușor să le plătești când ești student și ai atât de multe restanțe, poți să pierzi facultatea, dar concluzia lui a fost aceasta. Nu-i așa? Măcar un pic efort din partea ta și Dumnezeu deja dublează și da, te ajută să ajungi în punctul în care să te poți bucura de frumusețea lui, de frumusețea caracterului lui, de fiecare experiență. O experiență intensă am auzit astăzi. Eu sunt Beatrice Lospa. Ținem aproape unii de alții și întotdeauna ținem aproape de Dumnezeu.